Suprefectul județului Sălea, Silaghi Robert, a votat astăzi la secția de votare numărul 6 din municipiul Zalău. Suprefectul a declarat la ieșirea de la vot că sălășenii trebuie să voteze în număr cât mai mare. Potrivit suprefectului, votul este un drept care trebuie exercitat de către toți românii care pot decide asupra viitorului țării. Domnule suprefect, pentru ce ați votat astăzi? Pentru un viitor mai bun și sigur, pentru liniște și pace în societate, pentru respectul reciproc față de semenii noștri, pentru un viitor, pentru copiii noștri pe care o așteptăm cu toții. Și pot să îndemn toți cetățenii să vină la vot, deoarece acum 25 de ani nu degeaba au pierit atâția oameni în revoluția noastră. Ei au luptat pentru o democrație și pentru alegeri libere și pot să zic și astăzi ca toți cetățenii să participe, deoarece nu numai este un drept al nostru, ci este și o obligație față de societate, față de toți cei care au luptat pentru aceste deziderate în anul 1989.